seara, sunt Sorina Obrejan și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Renato Usată și Andrei Năstase vor fi primii doi în buletinele de vot dacă vor fi înregistrați în cursa pentru prezidențiale. Cei doi au depus astăzi dosarele. Iar Maia Sandu susține că Igor Dodon pregătește fraudarea alegerilor, urmând să cheltuie 2 milioane de lei ca să cumpere voturi în Transnistria. Sunt halucinații electorale, răspunde președinția. Sunt niște speculații, spune Ion Chicu, despre informațiile că guvernul a indexat pensiile cu doar 1%. Prim-ministrul amintește și de procentul din aprilie. E o bătaie de joc de noi indexare. Să ducă la piață să vadă. Învățământul online este blocat în unele școli din capitală. O parte din profesori nu au calculator, iar părinții sunt rugați să-l aducă de acasă. Renato Usată va fi primul, iar Andrei Năstase al doilea în buletinul de vot la prezidențialele din noiembrie, dacă vor fi înregistrați. Ei sunt primii doi pretendenți la fotoliul de șef al statului, care au dus la cec listele cu semnături colectate în doar 4 zile. Primul care și-a făcut apariția cu listele de subscripție la Comisia Electorală Centrală a fost Andrei Năstase. Am depus cele peste 25.000, mai exact 25.491 de semnături acumulate pe parcursul celor câteva zile în sprijinul candidaturii Platformei de Unitate și Adevăr la funcția de președinte al Republicii Moldova. Ulterior și-a făcut apariția și Renato Usatăi de la Partidul Nostru. Am colectat în total 24.122 de semnături. Vorbesc despre semnăturile care au fost verificate, deoarece toți colegii n-au dormit niciun minut în noaptea aceasta, deci verificarea semnăturilor s-a finisat astăzi abia la 9:30 dimineață. Deși în această perioadă procesul de colectare a semnăturilor este mai nevoios din cauza măsurilor de protecție împotriva coronavirusului, cei doi spun că au reușit să se mobilizeze ca să le adune în doar 4 zile. În urma tragerii la sorți de la care Andrei Năstase a lipsit, s-a decis că Renato Usată va fi primul în buletinul de vot, iar Năstase al doilea în cazul în care vor fi înregistrați. CEC urmează să analizeze listele și să decidă în decurs de 7 zile dacă îi înregistrează sau nu. Iar Violeta Ivanov de la Partidul Șor a venit să ia listele urmând să înceapă colectarea semnăturilor. Fostă comunistă și democrată, Ivanov și-a anunțat ieri intenția de a candida. Tot astăzi, generalul Ion Costaș, care vrea să candideze independent, a venit pentru a doua oară la CEC să ceară să-i fie înscris grupul de inițiativă, după ce prima dată a fost respins. După ce data trecută la CEC am fost întâmpinați cu un termometru care era defect, astăzi la intrare era un monitor care scana temperatura corpului, iar dacă cineva nu purta mască, era avertizat să o facă. Ecranul fixează poza, temperatura și ora la care intră fiecare persoană, iar potrivit responsabililor de la CEC, acesta a costat în jur de 80.000 de lei. Astăzi, la comisie, și-a făcut apariția Violeta Ivanov ca să-și înregistreze grupul de inițiativă pentru a colecta semnăturile în susținerea ei. Fiind conducătorul grupului de inițiativă, am avut deja câteva întrevederi cu membrii acestei echipe. Le-am spus că prioritatea numărul 1 nu sunt semnăturile în susținerea candidatului, dar este sănătatea dumnealor personale și a celor de la care solicită semnăturile. Întrebată dacă știa că va fi înaintată pentru a candida la prezidențiale în mai, când a trecut de la Democrați la Partidul Șor, Ivanov a negat. Nu a vrut să spună nici de ce nu revine șeful ei de partid, Ilan Șor, condamnat la închisoare pentru fraude în sistemul bancar. Suntem în contact direct cu domnul președinte și vom lucra și mai departe. Contact direct online, nu ne-ați răspuns la întrebare. De ce nu revine în țară ca să vă ghideze de aici? Deci eu cred că este o perioadă pandemică, sunt diferite situații. Vreți să spuneți că nu revine din cauza pandemiei? Nu vreau să spun nimic, eu deja am spus. Și generalul Ion Costaș a venit pentru a doua oară să își înregistreze grupul de inițiativă, după ce prima dată cererea lui a fost respinsă de către membrii CEC pe motiv că nu ar fi îndeplinit toate cerințele legale. Nu pot să aștept și să accept că pun mâinile în sân, decătând la vârstă și experiența mea de viață care o am. Noi din rău în rău trăim și atunci să stau liniștit și
să-mi duc o viață liniștită la vârsta care o am, nu sunt de acord. Sunt apt de lupte. Ion Costaș, care este fost deputat în primul parlament și fost ministru al afacerilor interne și al apărării, își propune să candideze independent la funcția de șef al statului. E greu de trecut, de adunat 15.000, e uneori și imposibil de rezolvat problema respectivă. Dar totuși speranță că lumea s-a trezit și știe cine ce prezintă. Fiecare doritor de a fi înscris în cursa prezidențială trebuie să adune între 15 și 25.000 de semnături de la oameni din jumătate din raioanele țării până pe 1 octombrie. 2 milioane de euro pentru voturile locuitorilor din stânga Nistrului, atât ar intenționa să cheltuie Igor Dodon pentru a frauda prezidențialele. Sunt declarațiile făcute astăzi de Maia Sandu, numite halucinații electorale de președinție. Din informațiile pe care le avem noi, Igor Dodon intenționează să cheltuie 2 milioane de euro pentru a cumpăra voturi din regiunea transnistreană. Lidera PAS spune că Igor Dodon, cel care încă nu și-a înaintat candidatura la prezidențiale, ar intenționa să fraudeze alegerile. Cum? Prin transportul organizat al locuitorilor din stânga Nistrului la secțiile de votare, dar și prin cadouri electorale. Cu un kilogram de hrișcă, cu un litru de ulei, cu asta vrea el să cumpere cetățenii. Mai mult, actualul președinte ar încerca să își asigure un al doilea mandat prin falsificări de documente. Încearcă să obstrucționeze deschiderea secțiilor de vot și în același timp recurge la falsificarea actelor și a semnăturilor pentru a deschide mai multe secții de vot în est. Președinția a oferit o replică scurtă, numind toate aceste declarații niște halucinații electorale. Maia Sandu și Igor Dodon au fost rivali la prezidențialele din 2016, ea fiind devansată atunci de actualul președinte. Emisiunea În Profunzime revine la ProTV. Astăzi în studioul Lorenei Bogza este așteptată lidera PAS, Maia Sandu. Discuțiile se vor axa, printre altele, pe candidatura acesteia la prezidențiale, coaliția de guvernare și situația legată de COVID-19. Emisiunea va începe imediat după jurnal și va putea fi urmărită online pe site-ul protv.md. În lipsa unui calculator în clasă, părinții unui liceu din capital ar fi îndemnați să cumpere sau să aducă unul de acasă pentru ca profesorii să poată preda online. Părinții s-au revoltat spunând că nu au surse, nu au finanțe, că au dotat deja un birou. Iar astăzi, lecțiile de la distanță nu s-au făcut. Cum comentează administrația școlii și ce soluție are Ministerul Educației? Aflați în jurnal. După indexarea cu 1% a pensiilor, așa încât pensionarii s-au ales cu vreo 20 de lei mai mult, Ion Chicu spune că informația este o speculație. Prim-ministrul a ținut să amintească faptul că este a doua indexare în acest an și că, în total, majorarea este de vreo 6%. Este o bătaie de joc, spun în replică pensionarii, cărora abia le ajung bani pentru mâncare și facturi. Am văzut deja multe speculații în presă. La 1 aprilie anul acesta, pensiile au fost indexate cu peste 4,8%, acum, conform legii, va fi cu 1,07%, deci împreună asta o să fie aproape 6% tot anul, plus la toate, pensionarii care, iarăși, și beneficiari de alocații sociale care primesc sub 3.000 de lei, cumulativ vor primi 1.600 de lei, suportul cel unic bănesc, 700 în ianuarie și 900 acum. Acești 700 plus 900, de fapt, constituie o pensie și ceva lunară mai mult. Calculele făcute de Ion Chicu nu fac mai ușoară povara sărăciei pentru Eugenia Beșleaga. Fostă profesoară care le-a predat elevilor fizica timp de 40 de ani, femeia spune că, ajunsă la pensie, abia se descurcă din ceea ce primește lunar de la stat, 3.100 de lei. E o bătaie de joc de noi indexare, să ducă la piață să vadă. Eu când m-am uitat la prețurile cele, mi s-a făcut greu la suflet, nu altceva. La ce am ajuns noi? Indexarea din luna octombrie înseamnă pentru ea în jur de 30 de lei și nici după cea din aprilie nu a primit o majorare consistentă. Atunci i s-au adăugat 100 de lei. Din asta nici măcar o pâine pe zi timp de o lună nu poți să-ți cumperi. Din așa de copii ar muri sub gard de foame. Toți pensionarii pe care i-am întâlnit astăzi sunt indignați de cifrele enunțate de la tribune de demnitari. Bătaie de joc și nu știți de asta.
Și asta e un procent, și asta, 15 lei la mine și... Это смех. Пусть да Дон себе такую пенсию делает. Totodată, în prag de prezidențiale, Ionchicu a spus că dacă Moldova va lua creditul de la ruși, se va mai adăuga și la pensii. Când vom reuși să mergem cu creditul rusesc, guvernul o să mai identifice mijloace pentru a aloca în perioadele următoare bani suplimentari, iarăși pentru aceste categorii care primesc sub 3.000 de lei. Înseamnă o indexare aproape de 10% pe parcursul întregului an. Autoritățile se contrazic însă pentru că inițial au anunțat că banii luați în credit din Rusia vor fi folosiți doar pentru infrastructură. Săptămâna trecută, guvernul a aprobat cea de-a doua indexare a pensiilor cu un coeficient de 1,07%. Astfel, dacă un pensionar primește 1.000 de lei, atunci adaosul este de 10 lei și 7 bani. Pe lângă asta, cu o lună înainte de începerea campaniei electorale pentru alegerea președintelui, Cabinetul de Miniștri a decis că ajutorul unic să fie majorat de la 700 la 900 de lei pentru cei care încasează mai puțin de 3.000 de lei lunar. Și cât majoritatea bătrânilor din țară au pensie mizeră, unii judecători și procurori ajung să primească pensii lunare și de până la 66.000 de lei. Mold Street a identificat 5 persoane care au un trai îndestulat la bătrânețe din contul statului. Am reușit să luăm legătura doar cu unul dintre ei, care ne-a spus că nu se ocupă de calcularea pensiei sale. Procurorul Iure Gervaș a declarat în 2019 o pensie de circa 66.000 de lei, ceea ce este de aproximativ 60 de ori mai mare decât pensia minimă din 2020, scrie portalul Mall Street. Printre cei care se bucură de o pensie mare este și judecătoarea Curții Supreme de Justiție, Luiza Gafton, care indică un venit lunar de circa 44.000 de lei. Un alt membru al CSM, judecătoarea Nina Cernat, are o pensie de 40.000 de lei. Postul președinte al CSJ, Ion Muruianu, se întreține din pensia de peste 35.000 de lei, iar noul președinte al CSM, judecătorul Anatol Pahopol, primește 38.000 de lei de la stat. Eu nu mă ocup cu calcularea pensiei mele. Dar din această pensie atât de mare, ce faceți lunar cu ea? Eu? Dar cum credeți ce fac cu bani? Dumneavoastră ce faceți cu banii când primiți salariu sau altceva? Pensia minimă în anul 2020 în Moldova este de aproape 1.200 de lei. Deși săptămâna trecută responsabilii de la Apa Canal spuneau că vor publica un raport cu numele companiilor din cauza cărora ar fi apărut mirosul urât din oraș, nici până astăzi acest lucru nu s-a întâmplat. Când i-am cerut o explicație, directorul întreprinderii ne-a spus că până la sfârșitul acestei zile va veni cu informații, ca ulterior să nu ne mai răspundă la telefon. Vom avea astăzi, până la sfârșitul zilei, repet, analizele. Deși joi, directorul interimar de la Apa Canal a promis că cel târziu, vineri, vom ști numele companiilor vinovate de mirosul urât din capitală, nici până astăzi niciun comunicat nu a apărut pe pagina întreprinderii. Când o să fie gata probele? De ce nu au fost publicate până acum? Acum suntem pe ultima fază și vom informa numai decât când vor fi publicate. Până la sfârșitul zilei, veți avea informația. Și atât. La alte întrebări, directorul interimar al întreprinderii nu a vrut să ne răspundă. Acum am o ședință, nu vă supărați. Mai multe persoane aici. Am revenit mai târziu, dar responsabilul nu ne-a mai răspuns la telefon și nici informațiile solicitate nu au fost publicate pe pagina întreprinderii. Subiectul a fost discutat și la ședința primăriei din această dimineață, la care Ion Ceban a repetat discursul ținut săptămâna trecută. Nu vor fi realizate aceste acțiuni, îi vom tăia de la serviciile pe care astăzi ei le recepționează. În ultimele săptămâni au fost colectate probe de la 10 de firme care aruncă deșeuri toxice în sistemul de canalizare public. Săptămâna trecută, cum am informat, au fost debranșat doi agenți economici. Ei au fost la discuții și la dialog cu Apa Canal Chișinău, au dat scrisori de garanții, soluții tehnice. Anul trecut, Procuratura Generală a deschis un dosar pentru a-i identifica pe cei vinovați, dar care se află și acum la etapa de colectare a probelor. Igor Dodon îi cere lui Dorin Chertoacă să dezmintă declarațiile pe care liderul PL le-a făcut în august, când a spus că președintele ar fi plecat la odihnă în Turcia, acolo unde se afla familia sa. Chertoacă susține că a primit o scrisoare de la șeful statului în care acesta îl anunță că, dacă nu o va face, îl va da în judecată. Președinția nu a vrut să comenteze cele spuse de liberal. Acum câteva zile, la poștă a venit o scrisoare recomandată
de la Dodon, în care dumnealui se arată nemulțumit de afirmațiile pe care le-am făcut la mijlocul și finele lunii august cu privire la vacanțele sale, vacanțele de lux, despre care toată lumea știe. În august, Dorin Chirtoacă a declarat că Igor Dodon ar fi plecat în Turcia la odihnă, acolo unde era și familia sa. Președintele a negat asta și a spus că se află la Moscova, la un sanatoriu. Dodon cu gura lui a spus că familia îi pleacă la odihnă în Turcia, el chipurile o să meargă la Moscova și a dispărut din peisaj, iar la Moscova a apărut tocmai peste 5 zile. Deci el avea tot timpul să se ducă și în Turcia la mare și peste tot. M-aș fi dus să-i găsesc acolo la hotelul respectiv, dar n-am avut această posibilitate. Chirtoacă susține că în scrisoarea primită de la Dodon este îndemnat să dezmintă declarațiile. În caz contrar, ar putea fi dat în judecată. Liderul PL afirmă că nu va face asta. De ce dumneavoastră nu mă dă în judecată? Pentru ceea ce spun de 10 ani. Și anume pentru faptele de corupție în care este implicat în folosul lui Plahotniuc de când era ministru al economiei și viceministru al economiei inițial, unde a fost implantat de Plahotniuc încă pe vremea lui Voronin. Dăm în judecată tot domn dacă ai curaj pe aceste subiecte. Responsabilii de la președinție nu au vrut să comenteze declarațiile lui Chirtoacă. În luna august, Igor Dodon a plecat în 3 călătorii, de 2 ori la Moscova și odată în Grecia, pe muntele Athos. La întoarcerea acesta nu a stat în carantină sub diferite pretexte. În stare avansată de ebrietate, un șofer a fost surprins cum face drifturi într-un parc din sectorul Râșcane al capitalei la ora 6 dimineața. Poliția l-a identificat pe șofer. Ce risc acesta, vă spunem în jurnal. Moldova trece astăzi pragul de 40.000 de infectări cu coronavirus. Între timp, guvernul anunță că permite să fie organizate acțiuni culturale în spații închise. La nivel de municipiul Chișinău, toate paturile de terapie intensivă sunt la moment ocupate. Asta a declarat dimineața la ședința primăriei șefa Direcției Asistență Socială și Sănătate. Totuși, după amiază, când am încercat să aflăm detalii, Tatiana Bucearski a venit cu o nouă informație. Deja sunt sau mai eliberat locuri? Mai avem locuri în terapie intensivă? Câte mai exact sunt libere, șefa direcției nu a putut să ne spună. În spitalele din subordinea municipalității, printre care Arhanghel Mihail, Sfânta Treime, Maternitatea numărul 2 și Valentin Ignatenko, sunt 58 de paturi dotate cu aparate de respirație asistată pentru maturi și altele 9 pentru copii. În caz că bolnavi vor fi mai mulți decât locuri în spitale, autoritățile vor apela la colegi. Mai sunt spitale COVID care sunt republicii, sunt ministerului. Noi nu îi lăsăm oamenii fără terapie intensivă. Noi facem legătură cu toate spitalele. Dar nici în alte instituții situația nu este mai bună. La Spitalul Republican, de exemplu, locuri aproape că nu sunt. Să lucrez la capacitate maximă. Uh-huh. La moment noi la o capacitate de 50 de paturi terapie intensivă, noi avem 46 deja de pacienți. Practic avem 2-3 locuri care situația se schimbă din oră în oră. Nu doar altă 6 pacienți în terapie intensivă, am primit și sunt preconizați pentru terapie intensivă din spitalele regionale. Aproape o treime din cazurile confirmate în țara noastră, adică peste 16.000, sunt din capitală, potrivit datelor oferite de primărie. Circa 600 dintre bolnavi sunt lucrători medicali. În spitalele municipale sunt în total 927 de paturi pentru pacienți infectați. Săptămâna trecută s-au mai adăugat încă 60 de locuri, însă numărul nu ar fi suficient. Suntem în continuă căutare împreună cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în continuă căutare a spațiilor și a paturilor suplimentare de spitalizare, ținând cont că vine și perioada rece a anului, infecțiile respiratorii acute sunt în creștere. Totodată, în Chișinău s-au înregistrat 353 de decese. Nu ajung calculatoare pentru toți profesorii ca să preda lecțiile online, așa că părinții sunt îndemnați să cumpere sau să aducă unul de acasă. Se întâmplă la Liceul Mihail Sadoveanu din capitală, unde astăzi orele de la distanță nu au avut loc, ne-a spus un părinte. Directorul instituției susține că primăria le-a promis câteva calculatoare, dar nu se știe când vor ajunge. Responsabilii de la Ministerul Educației nu știu în câte școli nu se ajunge tehnică pentru a asigura predarea lecțiilor online.
Marecica Panas are o fică în clasa a 5-a la liceul Mihail Sadoveanu din capitală. Săptămâna trecută elevii au învățat în două schimburi. De astăzi însă jumătate de clasă este prezentă fizic la școală, iar cealaltă jumătate acasă, în fața calculatorului. Imediat a venit următorul anunț în care era scris că biroul copiilor din clasa 5 nu este dotat cu laptop, astfel lecțiile nu vor putea fi transmise. Dirigintele a propus ca părinții care au un laptop să-l aducă la școală, stau să adune bani ca să cumpere unul. Părinții s-au revoltat spunând că nu au surse. Poate suntem de acord să achităm în avans fundația liceului să se poată cumpăra un laptop, la care părinții din nou s-au revoltat spunând că ei în general nu consideră oportună achitarea fundației în timp ce nu se știe cât timp copiii vor veni la școală. În cadrul liceului muncesc 64 de profesori. 20% dintre aceștia nu au nici măcar un calculator personal. Nimeni din administrație nu a vorbit ca diriginții să ceară de la părinți să le dea laptop. Am făcut un demers încă din vară să ni se aloce bani pentru 50 de laptopuri. Ne-au programat 9 laptopuri, dar în septembrie încă nu se știe dacă o să fie. Întrucât astăzi a fost prima zi de lecții online, părintele spune că nu s-a făcut nicio oră din cele 5. Prima lecție urma să fie engleza, care așa și nu a avut loc. Peste câteva minute după începerea lecției am fost anunțați că sunt careva defecțiuni tehnice. A doua oră urma să fie ora de educație fizică, la care nu am primit absolut niciun semn. A urmat a treia lecție de matematică, care la fel nu a avut loc. Domnul profesor sau profesor care predă matematica se folosește de telefon, respectiv nu poate transmite lecția. Directorul afirmă că nu știa de acest lucru, iar dacă apar probleme, părinții ar fi cei care trebuie să-l anunțe. De ce nu s-au făcut astăzi ore? S-au făcut ore cu jumătate de clasă, iar cealaltă clasă, sincron, profesorii care au putut, iar dacă nu, suplimentar pe grupurile de Viber, celelalte 15 minute li se transmite materia asupra care trebuie să lucreze. Am vrut să aflăm câți profesori nu au calculatoare pentru a petrece orele online. Cei de la Ministerul Educației ne-au spus însă că deocamdată nu au asemenea informație. Vom aproviziona instituțiile din donațiile care s-au oferit din procesul de achiziție, în care statul a investit la moment, vorbim despre 20 de milioane de lei. Situația care este creează condiții de strângere de fonduri. Noi combatem aceste acțiuni. Care ar fi soluția? Instituția de învățământ are rezervat alocații speciale pentru procurarea echipamentului. 10 de muncitori au protestat în fața carierei de piatră din Micăuți, Strășeni, cerând să li se permită să muncească. Oamenii nu mai lucrează de miercuri. Proprietarii terenului și administrația carierei se acuză reciproc de blocarea accesului, în timp ce oamenii se tem că vor rămâne fără salarii și nu vor avea cu ce își hrăni familiile. Lea vândă 3-4 mii de lei pe lună. Muncim, să întrețem familiile, să intrăm în iarnă, să ieșim de iarnă, să nu murim, să nu înghețăm. Dar ei se joacă milioane. Cei peste 100 de angajați ai carierei de la Micăuți spun că de miercurea trecută ies la muncă dimineața, dar nu li se dă voie să lucreze. Vasile Ciutac muncește aici de mai bine de 40 de ani, iar până la pensie i-a mai rămas un an. Acum omul spune că nu știe cum se va descurca. Eu am peste 60 de ani. Unii mă primește pe mine cineva la lucru. Nimeni n-a să mă primesc. Circa 130 de muncitori au semnat o petiție în care cer autorităților statului să întreprindă acțiuni ca ei să poată lucra. Asta e demersul nostru, să putem activa. Muncim, să întreținem familie. Noi suntem oameni mitei. Noi suntem lucrători. Dar ei, dacă nu se pot înțelege, noi ce putem face noi? Noi avem probleme de când s-au privatizat ele. În 2002. Proprietarii terenurilor de unde se extrage piatra au ieșit în fața protestatarilor ca să le spună că administrația carierei activează ilegal. Cariera Micăuți pământ nu are, aparțin sau primăriei sau ca proprietate privată. Ce pot să spun? Aveți pământul vostru și eu mă bag pe pământul vostru și fac careva lucrări. Dumneavoastră ați vă plac ca proprietar? Cred că nu. Ori o să-mi spuneți, achitați chirie sau procurați pământ. Unul dintre proprietarii de terenuri povestește că în 2019 urma să aibă loc o tranzacție prin care administrația carierei Micăuți să procură terenul. Domnul Nichivărciuc și domnul Andronache Vlad, ei sunt stăpânii de facto a carierei Micăuți.
Eu am făcut cu ei o tranzacție când eu am apărut aici. Tranzacția privede că achită la momentul o anumită sumă, restul fiecare lună în rate pe o perioadă oricare. Nu a fost nimic absolut. Eu am negocieri de două luni. Tot îi caut să negociez, să înțelegem, nimic. Eugeniu Nichiforciuc nu a răspuns la telefon pentru a comenta situația, iar Vladimir Andronache avea telefonul deconectat. Compania care administrează cariera este în proces de insolvabilitate. Administratorul carierei Micăuți ne-a spus că cei care blochează accesul și toată activitatea carierei urmăresc interese personale. Blochează deoarece iau la pastrare o cantitate de marfă, în privința care este pornit cauza penală, fiindcă ea s-a înstrăinat la un preț derizoriu și eu la moment nu-i permit lor ca să ridice această marfă. Oamenii nu vor primi un salariu dacă toată luna va fi blocată. Eu nu pot să spun această întrebare. Eu sper că noi, în cel mai apropiat timp, vom hotărâ aceste întrebări. Muncitorii spun că vor ieși și mâine la protest dacă nu vor putea să lucreze. Azi dimineață, deputatul PAS Lilian Carp a anunțat că a sesizat Procuratura Generală în legătură cu activitatea carierei despre care el susține că se desfășoară cu ilegalități, destinația terenurilor fiind alta, iar anumite norme ecologice fiind încălcate. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, însă până la această oră, o asemenea sesizare încă nu a ajuns la procuratură. 8 foști angajați ai unei companii de construcție au fost reținuți pentru că au colectat 50 de milioane de lei de la 10 de persoane. În schimb, urmau să le dea apartamente pe care oamenii nu le-au mai văzut nici până azi. Procurorii susțin că mâine vor anunța ce pedapse cer pentru ei. Astăzi, oamenii legii au făcut percheziții la domiciliile și în locațiile unde și-au desfășurat activitatea cei 8 bănuiți, fiind ridicate documente și suporturi electronice. Aceștia sunt cercetați pentru escrocherie, abuz în serviciu și false în acte. Cele 70 de persoane care au investit în apartamentele unde lucrările nu s-au terminat nici astăzi ne-au spus că speră să li se facă dreptate. Noi credem că e întârziat, dar e mai bine că este acum. Mai scris plângeri. Am fost în vizită la procurorul general, care mi-a dat asigurări că dosarul este la control. Directorul general al companiei de construcții, Vasile Chirica, dar și unul dintre avocații firmei aveau astăzi telefoanele deconectate, așa că nu am reușit să obținem o reacție. Și în luna decembrie anului trecut, procurorii au efectuat percheziții pe același dosar. Atunci, 4 persoane au fost audiate, însă peste câteva zile au fost eliberate, iar locatarii au protestat în fața procuraturii. A urcat beat la volan și s-a dat în spectacol. Un șofer a fost filmat cum face drifturi în jurul monumentului dedicat eroilor căzuți în războiul din Afganistan, în parcul din sectorul Rișcane al capitalei. Potrivit martorilor, totul s-a întâmplat azi dimineață în jurul orei 6, când zgomotul provocat de roțile mașinii a răsunat în tot cartierul. Oamenii legii spun că șoferul de 28 de ani avea o concentrație de alcool de 7 ori mai mare decât norma admisă. El va rămâne fără permis de conducere, susține poliția. Spectacol pe canalele Veneției, o paradă cu bărci impresionante se desfășoară în aceste zile acolo. Mai puțin la număr în acest an, vizitatorii au trebuit să respecte un șir de restricții. Cum a fost atmosfera, vedeți imediat. Maria Kolesnikova, una dintre reprezentantele opoziției din Belarus, a fost răpită în centrul Minskului cu o furgonetă de către persoane necunoscute. Ea are telefonul deconectat, iar poliția a anunțat că nu a reținut-o. 10.000 de oameni au protestat ieri la Minsk, cerând plecarea lui Alexandru Lukashenko de la putere. Peste 600 de persoane au ajuns în dubițele mascaților. Так наплевательски относиться к своему же народу, это уже просто ни у кого нет сил это терпеть. Ни у молодого поколения, как я, уже даже и взрослое поколение, и даже старшее, самое старшее я встречаю на улицах, и это дает силы идти на самом деле дальше и... Trupele speciale care păzeau Palatul Republicii, unde se află reședința lui Alexandru Lukashenko, au început să aresteze manifestanții adunați acolo la sfârșitul protestului, după ce oamenii au început să se împrăștie.
urmat rețineri și pe alte străzi din Minsk. În dubițele poliției au ajuns și femei. Aseară, pe străzile din Minsk au putut fi văzuți oameni în civil, cu fețele acoperite și cu bastoane de cauciuc în mâini, care se răfuiau violent cu oricine le ieșea în cale. Un astfel de grup de persoane a dat buzna într-o cafenea unde se baricadaseră mai mulți manifestanți. Au stricat geamurile, după care au reținut câteva persoane care se aflau în cafenea. Люди начали забегать. Вот, мы закрыли дверь. И потом человек, наверное, 15-20 в масках, они подошли сюда и начали разбивать стекло и там забрали несколько людей. Peste 100.000 de oameni au protestat ieri la Minsk, dar și în alte orașe din Belarus. În aceste 20 de secunde de imagini pe rapid, poate fi văzută amploarea protestului. Manifestanții s-au adunat în fața Palatului Republicii, unde au protestat pașnic. Președintele Belarusului de peste două decenii, Alexandru Lukashenko, a fost reales luna trecută, conform autorităților, cu aproximativ 80% din totalul voturilor. Rezultatul alegerilor este contestat de belaruși, dar și de comunitatea internațională. Opozantul rus Alexei Navalny a ieșit din coma. Medicii de la clinica din Berlin au anunțat că l-au deconectat de la aparate și că acesta reacționează la sunete. Dar este devreme să spună ce consecințe va avea otrăvirea acestuia. Între timp, Polonia a dezmințit declarația lui Alexandru Lukashenko privind convorbirea telefonică interceptată de serviciile secrete belaruse, care în opinia acestuia ar demonstra că Navalny nu a fost otrăvit și că totul a fost făcut pentru a discredita Moscova. Diplomația poloneză a respins afirmațiile președintelui Alexandru Lukashenko despre așa zisa discuție telefonică interceptată de serviciile speciale belaruse și făcută publică de televiziunea afiliată acestuia. În secvența audio, doi bărbați pe nume Nick și Mike, care ar fi din Varșovia și Berlin, vorbesc în engleză, dar din cauza dublajului în rusă nu prea este clar despre ce. Добрый день, Nick. Как наши дела? Вроде бы все по плану. Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления. Отравление подтверждается точно? Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши. Согласен. Anume, această interceptare telefonică, în opinia lui Lukashenko, ar demonstra că Alexei Navalny nu a fost otrăvit. Отчетли говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовили для Меркель, для ее администрации факты, а может быть и заявление, которое она сделала. Сделали они это, чтобы, вот цитата, чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси. Guvernul de la Berlin susține că declarația lui Alexandru Lukashenko nu corespunde realității. Ministrul german de externe a respins ieri acuzațiile Rusiei, conform cărora Germania întârzie investigațiile în cazul opozantului rus. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de externe, Maria Zaharova, a declarat anterior că Berlinul trebuie să fie operativ și că Moscova așteaptă dovezi. Alexei Navalny se află în prezent într-un spital din Berlin după ce a fost otrăvit în Rusia, potrivit guvernului german, cu un agent neurotoxic din clasa Novichok, elaborat în perioada sovietică în scopuri militare. Kremlinul a negat orice amestec în brusca deteriorare a stării de sănătate a lui Navalny. O nouă ședință de judecată în dosarul lui Ilan Șor a fost amânată pentru data de 14 septembrie, din cauza că a expirat programul de lucru al Curții de Apel Cahul. Este pentru a patra oară la rând când ședințele se amână din diferite motive. Dosar complicat, foarte complicat. Și la moment noi astăzi am interogat un martor a acuzării de stat, care nu a fost interogat alte date. De ce s-a decis, martorul a declarat că el dorește totuși să fie asistat din avocat, care el are. De ce astăzi s-a amânat? Ilan Șor a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare de prima instanță, fiind învinuit că ar fi obținut 5 miliarde de dolari de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spălat apoi prin firme offshore. El se declară nevinovat. Șor a fugit din țară în luna iunie și s-ar afla acum în Israel.
Cel mai vechi festival de film din lume nu este singurul eveniment de seamă care are loc zilele acestea la Veneția. Sute de oameni s-au adunat ieri pe cheile celui mai mare canal pentru o regată cu o tradiție de multe secole. Din cauza pandemiei și a restricțiilor au fost mai puțini spectatori. Regata istorică e deschisă an de an cu o paradă de bărci ca cele din secolul al XVI-lea defilând pe Grand Canale, într-o reconstituire fidelă a trecutului glorios al celei mai puternice republici din Mediterană, convoiul e deschis de doge și soția lui. Parada a început să fie organizată în 1489, când la Veneția a venit Caterina Cornaro, soția regelui Cipriot, care a renunțat la tron ca să ajungă aici. În acest an, mai puțini la număr din cauza pandemiei, spectatorii prezenți la paradă au păstrat distanța fizică și au purtat măști. Il y a du monde et à la fois les gens ont l'air de faire attention, donc je dirais que on se sent plutôt en sécurité et évidemment le spectacle est là, donc on passe un bon moment. È un po' sottotono, ho visto poche barche rispetto agli anni scorsi, però sempre bella. Venezia è bellissima e sì. După paradă urmează întrecerea propriu-zisă de Voga la Veneta, adică vâslit venețian, o disciplină unică practicată de secole în lagună. Cea mai faimoasă dintre curse e cea numită Gondolini, în care fiecare barcă are doi vâslași. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea În profunzime cu Lorena Bogza. Nu uitați, dacă aveți imagini care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul ProTV, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă doresc o seară cât mai frumoasă!